mi-se la proful înainte în exercițiu de matematică. Tema pentru acasă, clasa A, fizician. Probleme de olimpiadă. Da, da. Pentru fiază. Da, te rog, Daria. Pătratul este un număr natural n cu două cifre este un număr natural de trei cifre, care are cifra zecilor, dată din suma dintre cifra unităților și cea a sigură. Deci pătratul e un număr de două cifre, adică arde la pătrat. Asta am scris. Pătratul e un număr de două cifre. Era 121. Deci nu, a fost un exemplu. Dar noi trebuie să le găsim de toate. Ea a dat un exemplu acolo, să vedem toate acelea. Îi trebuie că la sfârșitul lecției iau ei cu un model, nu? Un exemplu. Da. Deci pătratul unui număr din două cifre este un număr din trei cifre de tipul MNP. MNP. Așa, deci care are cifra zecilor, dată de suma dintre cifra unităților și cea a sutelor. Deci mai avem care o proprietate că n egal cu m plus p. Asta ar trebui să... Și rămân pe A. A paranteză, arătați că cifra sutelor este egală cu cifra unităților. O secundă. Îmi dai ipoteza asta și totul îmi ceri în ipoteză. Mai departe, nu înțeleg. Nu, este A. Deci, un pic, mă, să citesc și... Deci spune așa. Subiectul 2, nu? Da, da. Pătratul e un număr de două cifre. De două cifre. Este un număr natural din trei cifre, care are cifra zecilor dată, cifra dată, de suma dintre cifra unităților și cifra sutelor. Bun. Arătați că cifra sutelor este egală cu cifra unităților. Cifra sutelor, la punctul A. Cifra sutelor egală cu cifra unităților. A, înțeles. E egal cu P. Așa. Deci trebuie să arătați că e egal cu P. Corect. La punctul A, M, egal cu P. Bun. Dar tu care te-ai ocupat un pic de exercițiu, și noi suntem atenți cu toții, va să zică, pătratul unui număr din două cifre este egal cu un număr din trei cifre care are calitatea că ăsta din mijlocină este suma dintre cifra sutelor și cifra care? Unităților. Da. Sutelor și unităților. Noi știm cu și noi trebuie să aflăm că mâr egal cu p, obligatoriu. Da. Noi știu că un număr nu este pătrat perfect atunci când se termină cifrele 2, 3, 7, 5. Deci pătratele perfecte deci, se termină. Nu se termină. Nu se termină. Deci când nu se termină în 2... 3, 7, 8... Da? Deci, atenție cum încearcă să intre pe problemă. Zice așa. Cele care se termină în 2, 3, 7 și 8 nu sunt pătrate perfecte. Da? Care sunt exemplu de pătrate perfecte? David, poți să dai exemplu de pătrate perfecte? Da. Care? 12, nu, nu, nu. Pătratul perfect nu dai. 49. Da. 49 este pătrat perfect. E 7. Este 7 care la pătrat. 441 care e 21 la pătrat, da? Dar n-ai niciun pătrat perfect. Nu pot să spun 32 pătrat perfect. Când se termină în 2, în 7, deci 2, 3, 7 și 8, nu-i pătrat perfect. Cu alte cuvinte, P nu are voie să fie cine? 2, 3, 7 sau 8. Exact. Deci, pătratele perfecte, pătrate, scrieți în plite, pătrate perfecte, nu se termină în 2, 3, 7 și 8. Deci pătratele perfecte nu se termină în 2, 3, 7 și 8. Adică cu asta, cum spui, rezultă de aici din discuția asta că P poate să nu aparține
Nu aparține mulțimii 2, 3, 7 sau 8. Nu înseamnă că cele care se termină în 1, 4, 5, 6, 4, 5 sunt pătate perfecte. Nu înseamnă. Nu. Dar au șanse. Deci au șanse să termină. Numărul 41. 41 este un număr, dar nu pătrat perfect. Pe când... Asta ne ajută în cazul în care găsim un număr cu 2, 3, 6 sau cifra unităților, să știm din prima că le-ai pătrat perfect. Sigur că da. Așa observație ne ajută să spunem din prima, când urmărim ultima cifră a unui număr, și dacă se termină în 2, 3, 7 sau spune, nu-i pătrat perfect. Perfect, corect. Dar și aici mergem și o, mergem pe ideea lui Daria, anume, mergem pe ideea ta, Daria, și anume, că pui n-ar avea voie, pui n-ar avea să voie să fie 2, 3, 7 sau 8. Și P plus M trebuie să fie N. P plus M trebuie să fie N. Egal cu M. Da. Dar el fără este un pot trivial, adică nu este atât de nu este atât de, nu e atât de încântat. Și pe unul poate să fie 9. Deci pe unul poate să fie? Nu poate să fie 9, pentru că dacă pe unul ar fi 9, orice număr adunat cu 9, de exemplu 1 dacă l-ar adun cu 9, îți face 10. Și pe unul poate să fie 9. Deci pe unul n-ar avea voie să fie 9, pentru că trebuie adunat cu un mânc care e cel puțin 1. Deci pe o poate să fie 1, 4, 5 sau 6. 1, 4, 5 sau 6. Ești de acord cu ideea ei? Da. Dacă zice că M egal cu P, mai avem voie de... Nu, M egal cu P, trebuie să ajungem la asta. Da, da. Ca să nu știu ce ar fi că nici N nu poate să fie 5. M și P... Dar 5 plus 5 tot 10 și nu avem cum. Dacă... Trebuie să facem acest lucru, să fie ca M să fie egal cu P. Nu trebuie, să ajungem acolo. Noi nu putem M egal cu P. La el trebuie să ajungem, doar atât știm noi. Avem doar asta. Deci, insist. Daria s-a dus pe culoarul acela, care de regulă este folosit pentru a arăta că nu este pătrat perfect. Un număr nu e pătrat perfect. Când ți se cere asta, tu ne ducem așa ceva. Dar... Nu înseamnă că dacă se termină în 9, e pătrat perfect. E drept că spune ori sunt poate pe la 49, e pătrat perfect. Dar 19 nu e pătrat perfect. Dar 29 nu e pătrat perfect. În concluzie, 19 nu e pătrat perfect. 29 nu e pătrat perfect. 39 nu e pătrat perfect. Deci ideea pe care o are Dan, ideea, nu văd eu cum să ne dă drumul problemă. Poate o altă idee. Mai încearcă cineva? Pe domnul profesor? Păi dacă ai spune că M ar fi cu P și N egal cu M plus 4, trebuie să îmi gândim. Nu știu. Spune că AB la o putere sunt un număr care două cifre aia a sutelor și a unităților sunt cifra 10-lor. Și dacă ne gândim la toate puterile, să începem de la 10, pe 1 și pe 2 și pe 3 și pe 4 și pe 5 și pe până la nu știu cât. Până spunem până la 25 sau 27. Deci tu, încă o dată, ce propui? Căutăm numerele care ar avea ca la sute și la unități același număr. Păi nu știu la cifre. Acolo trebuie să ajung. În condiții cam pe asta, măi. Noi trebuie să ajungem la concluzia asta. Asta este ceea ce se cere un problem. Dar noi nu avem decât așa. Că pătratul din două cifre dă un număr de forma asta cu calitatea că ăsta din mijloc e suma decimilor. Dar ea, văd că încisiți, te rog. Da. 11, v-am spus eu, 11 ori 11, făcea 121 și mi-a dat. Se pare că și 20 de ori 22, face 484. Mă gândesc că dacă rămânțesc pe 33 ori 33, tot o să-mi dea același lucru. Adică, mai întâi a fost 11.
18, apoi cu 22. Deci, iată, dar ea pleacă pe o idee. Ea spune așa, că 11 l-a plecat, l-a descoperit ea. Că 11 l-a plecat, face 121, știm toată lumea. Da. Și că are calitatea asta, că 2, ăsta din mijloc, e suma decimă. 2 egal cu 1 plus 1. Pare să fie deșteptul, 11. Și dacă te duci la 11 ori 2, 22. Deci dacă te duci la numărul 22, practic, e 11, 11 ori 2, totul la fătăra, face 11 la fătăra. Și de 400... Ori 4. Da, de 4. Face 121. Ori 4. Ori 4. Și face 484. 484 și păstrează calitatea asta. Și pe mine acum m-aș duce la 33, ori 33. Da. Numai că... 33 ori 33 dă 1089 și trece numărul pe 3 cifre. Ceea ce înseamnă că doar aceste două numere sunt care îndeplinesc această ori. Nu mă poți compre aici. Cu calitatea asta, cu N egal cu P. Hei, asta, că B plus P, nu mă, mă, M egal cu P, să ajunge acolo. Trebuie să ajunge. Iar au găsit două modele care fac chestia asta. Dar nu cred că există alt sumă. Păi nu crezi, nu poți să spui tu că nu cred că există eu. Trebuie să pot să am argumente sănătoase să spun că altele nu mai există. Darea și cu Davide și cu Horia, vă invit să încercăm să elaborăm un raționament care să-mi spună că numai astea două, deocamdată Darea, ea este foarte încântată că a descoperit pe 11 și pe 22 care s-a găsat și condiția asta. Dar tu, Horia, tu ești un încăpățânat și spune, mai se și altă. Dar dacă, nu mai știu, dacă scriem, să scriem acolo 10A, să descompunem pe cel de sus în baza 10. Așa. Să scriem 10A plus B, adică 100A. Am înțeles, Daria. Ar vrea să vă spui 33 ori 33, cât o făcut? 1089. O trebuie și... Dar 32 ori 32. Păi, deja 30 ori 30 fac 900. Da, 32 ori 32. Acum vă spun. 32 ori 32 fac 1024. Depășește. Da, 31 ori 31, dacă vreți să fac. 961. Dar 961. Deci, 91. Cel mult AB, AB, Daria. AB e mai mic decât 31. Mai mic egal. O primă observație. Deci, ca numere de două cifre... Da, nu poate să fie mai mic egal, deoarece 9 plus 1 e deja 10. Deci 9 și 1. Care 9 și 1? Nu, am zis mai mic. Trebuie să fie mai mic. Pentru că 31, 31, fac 9 și 1. Adică 9 plus 1 fac... Trebuie să fie mai mic strict. Cât face 900, cât ai zis? 61, 961, da. 961. Și el n-ar satisface calitatea asta, că ăsta din mijloc este semisuma, da? Da. Deci, nu se întâmplă ca 9 și 1 să facă așa ceva. Deci e strict mai mic, da? Da. Trebuie să puneți chiar și mai mic decât 29, dacă vreți. Deci, față de 30 și nu merge? 30 ori 30 face 900. Deci, mă duc la 29, mai mic egal decât 29 după observația ta. Deci iată că noi gândim la numele A și B până în 29. Deci numele acestea A, B, de până în 29. Și acum, hai să încercăm calitatea asta de A. Dar m-am gândit să scriem pe A, B, ca fiind 10A plus B. Bun. Hai să scriem baza 10. Deci zicem A, B la pătrat egal de tipul M, N, P, așa. Dacă și numai dacă... O să scriu 10A. 10A. A la a doua. Plus B. 10A plus B. Deci totul la a doua. Totul la a doua. Și apoi... Egal. Hai să scriu și pe ăsta să transcrie. Este egal cu 100M. 100M. Plus 10M. 10M plus P. Deci 100M plus 10M plus P. Și noi mai avem de adăugat condiția că N egal cu M plus P.
Adică putem să scriem pe N, să-l ducem în relația de sus și să scriem că 101M plus... Deci în loc de M să punem M plus P. Nu, în loc de M să punem 10M plus 10P. Păi mă, punem în loc de M și pe mai mulțim. Așa, da. Deci echivalent cu a scrie că... Da, bine, hai te rog. Și cu... Și cu... Oria, hai să începem să muncim. 100 Da, da, aici știți să voi să... Păi ce zicea la a doua să pus 100. Da, nu-i fiecare la a doua. Da, vedeți? Vedeți? Păi e 10. Nu-i mulțire. Ar veni 10 a plus B și încă o dată mulțim cu 10 a plus B. De două ori se repetă asta. Deci pot să spun 10, 10 a plus B. Până merge 100 a plus 2 B plus B o B. Să vedem acolo. Plus, încă o dată, 10A plus B. Fiindcă era a doua, fiindcă era a doua, am pus copiii acolo de două ori, a scris de două ori, da? Egal cu 100 M plus 10 M. Dar în loc de M, ce, pe cine să punem? M plus P. M plus P. 10 pe lângă M plus P. Și plus P. Echivalent cu. Deci acolo nu... Mai lăsăm un pic, mai lăsăm cu asta, că mai e greu să văd cum se mulțesc cele două parte. Deci 10A plus B pe lângă 10A plus B egal cu 110M, că îți facem acolo paranteza, plus 11M plus 11M echivalent. Hai să mai lăsăm un pic, egal cu 10A plus B pe lângă 10A plus B. Despre A, până unde se poate duce ea? Ce variante poate să ia? A poate să fie 1, 2, 3, 4... Nu! A, ba nu! Ba nu! Până la 2. Până la 2. Asta! Asta! Păi asta mă avantajează foarte tare! Exact! Cum avem aici asta pusă, A egal cu 1 sau A egal cu 2. Vor fi două cazuri de astea. Și luăm cazul 1. Cazul 1. A egal cu 1. Atunci am avea 10 plus, plus B. 10 plus B. Pe lângă iarăși 10 pe plus B. 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 Egal cu... Este egal cu 110. Egal cu... 110 poate fi scris ca fiind 11 ori... 11 ori 10. 11 ori 10. Exact. 11 ori 10 ori... Mă. Plus 11 ori pune. Egal. Și acum putem să scriem, să scăpăm pe 10 factor comun. Ei, nu e o mulțire de două paranteze aici. O să facem noi. Hai să ne facem... Dar nu să ne putem scrie doar la 10 plus B totul la 2. Hai să ne facem la scrierea aceea. Ar fi 1B deasupra scris, da? 1B. E egal cu, să scoatem pe 11 în factor. 11 pe lângă 10M. 10M plus? Plus P. Asta înseamnă M P, nu? La a doua, da? Da, dar aia înseamnă M P, un număr, nu? 10 ori M plus P înseamnă? 10, adică 11 pe lângă M P. M P, sigur că ți-am. Deci vine echivalent, cu a spune că 1 V ca număr la pătrat să facă 11 ori. 11 ori M P. Ori M P. Ca număr. Da? M P ca număr. Acum să vă rog. Înseamnă, stai două secunde. Înseamnă că acolo este 1B ori 1B. Nu? Deci. Acolo e 1B ori 1B, care este egal cu 11 ori M. Perfect. Deci aici aș putea spune 1B
ori 1 V egal cu 11 ori 1 V. Deci e un produs de două numere cu 10 și unități. Se facă de forma asta. Cât să fie B aici? B are voie de la 1 până unde? Până la 9. Până la 9. Mai voie de la 0? Are voie și de la 0. Dar tu e dat 0 la 0, ar merge? Ar veni 10, 10, 100, nu spui și oriceva, nu o să facă. Îl obligă să B să fie 1. Dar nu ne pune pe B. 1. Deci pentru B egal cu 1. Poți să fie 11 ori 10 ori 11? 11 ori 11, înseamnă așa. Egal cu 11 ori 11. 11 ori 11. Acolo o să împărțim totul prin 11. Exact. 11. Și o să rezulte 11 este egal cu mânt. 11 egal cu mânt. Adică... Mânt egal cu mânt și pui egal. Mânt egal cu pui egal cu mânt, nu? Da. Vedeți, domn profesor, asta înseamnă că eu am avut atunci dreptate, nu? Dar ai ghicit bine. Am ghicit bine. Dar acum noi raționăm corect. Ne-a fost bine. Atunci am făcut pe încercare. Ați înțeles? Am elaborat raționamentul. Am elaborat raționamentul care mi-a dus la nu egal cu bun. Da? Bun. Ce încă o dată să vedeți? Bă, dacă ar fi doi, ar fi vreo șansă? 12 nu prea crede. 11, nu prim. Deci ar merge 22, vedeți? Ar merge un multiplu de 11. Deci ești obligată cu multiplu de 11. Da, acum hai să lăsăm la vechi. Excepțional. Asta e la vechi. Daria. Faptul că apare aici multiplu de 11, ne obligă ca unul din ei să fie 11 sau multiplu de 11. Da. Adică deci unul pe... Următorul cum ar fi A2, pentru că am pe A1. Da. Să fie 2B. Și să fie 2B ori 2B. Deci cu A egal cu 1... 22 ori B pe... Și e de același lucru. Și e B egal cu 1. Da? Deci cu 1 aici, la A egal cu 1, m-a vreo șansă. Atenție, m-a vreo șansă. Nu, nu. În afară de 2. Cu A egal cu 2, avem șansă. Am șansă. Deci pentru A egal cu 1... Da. Deci pentru A egal cu 1, oricare ar fi B mai mare decât... Mai mare egal decât 2, da, de la 2 încolo, nu mai oferă nicio șansă. Da? Imposibil ca să întâmple 1B la pătrat să facă de tipul 11 ori 1 B. Imposibil. Acum luăm de A2. Corect. Cazul 2. Dacă A este egal cu 2 și să fie 2B... Atunci rămâne 2B totul la pătrat. Totul la A2. Este egal cu 11 ori MP. Ori MP. 11 ori MP. Nu, 11 ori MP. Da, sigur că dreapta e îngrată. Ăla nu se mulțește. Dreapta e îngrată, e așa tot timpul. Și o să fie 2B ori 2B. Și va avea 2B ori 2B. Egal cu 11MP. 11MP. Așa. Și acum dacă îl luăm pe B ca fiind 2, pentru că unul nu merge, se obligă, te obligă 11, da? Să fie 2. Deci... Se vede că aici am nevoie de multiplu de 11. Deci B-ul pentru B egal cu 2, avem relația 22 ori 22 egală cu 11 ori mânt. Și aici ar fi echivalent. 22 să zici 11 ori 2. Deci vine 11 ori 2. Ori 22, lăsăm așa, ori 22, egal cu 11, ori mânt până... Și acum împart totul printr-un 11. Împart printr-un 11. Și să fie 2 ori 20, adică... 44, deci 44, egal cu M. Adică... Și este bun pentru că M egal cu P egal cu 4. Deci rezultă că M egal cu P egal cu 4. Da? Deci a ieșit, e egal cu P. 480.
6 și cu 4 și în momentul de față, dacă facem cu 3, cu A egal cu 3, nu se poate. Dar nici nu se poate, că ne scrie atât. Atât. Foarte tare. Și am rezolvat și problema acum. Acum am arătat că e egal cu penezeț. Nu pot să mai despart de ieșit, ce părere că nu m-am întoarcă pe dată. Astea singurele două soluții. Astea singurele două soluții. Dar dacă nu puteți scrie mai mult, de ai egal pentru? Vreau să vă iau lângă mine și să vă spun, vă pun prima întrebare. Care a fost momentul de start în Echistiu? Atunci când am scris, am mers mai sus și l-am scris pe 10 A plus B. Da. Totul la a doua și ne-am dat seama că AB trebuie să fie mai mic decât 29. Puteam să ne dăm seama fără să facem treaba asta? Presupun că da, atunci când luăm pătrat perfect. Fără să mai lucrăm aici, fără să mai lucrăm aici. Am întrebat, dar neapărat trebuia să lucrăm la IMNT-ul ăsta, să desfășurăm. Da, cred că și vreau să facem după încercare. Adică dacă vreți să am timp prima, încercam numele de genul ăsta. Adică 11-22 și când puneam că ajungem la 33. Da, dar nu știa că trebuie să fie mult de 11. Nu știa că trebuie să fie mult de 11. Mai clar, cine la pătrat depășește un număr de 3. 30 ori 30 este egal cu 1000 și ceva. 30 ori 30 face 900. No. 32 ori 32. Da, numai când 30 ori 30 faci 900 și nu mai merge deja. 30 ori 31 deja. Să ne-am cont de calitatea pe care o avem aici, ne-am gândit să ne ducem înapoi de 30. Deci, scurt, vreau de la voi așa. Momentul cel mai important era să constatăm că cine la pătrat, un număr de două cifre, care face un număr de trei cifre. Face un număr de trei cifre. Până unde? Apoi pur și simplu am lucrat. Am scris că 11, vreau să fie multiplu de 11 și arată 11 și 23. Bun. Al doilea moment important a fost transcrierea română până ăsta. Asta a transcris și a ajanjat de 11 ori mături. Două momente foarte clar. Trebuie să transformăm pe N. Deci, atenție! Deci, scrierea română până la număr de 3 cifre în baza 10 mă duce, folosind calitatea că nu este M plus P, mă duce la exprimarea 11 MP. Și atunci, eu aș sintetiza așa. Deci, rezolvarea punctului A. După ce am muncit dreptul, tarea, ai venit cu exemplu concret. Noi nu te-am crezut că sunt numai alea. Și avem și noi dreptate să nu te credeți. Nu credeți. Nu. Nu, e adevărat. Nu, că tu n-ai avea raționamentul foarte puternic. Că dacă ne convingeai că sunt numai astea din motive de multe multe multe. Nu ne convins. Abia, vreau insist pe chestia asta. Pentru că vreau să-ți atrag atenția. Că din clipa în care ai făcut observație, pe un model, niște modele particulare, nu sunt suficiente. Deci tu trebuia să-mi spui așa, că AB la pătrat, AB la pătrat, mai mic egal decât 1000, adică mai mic egal de 1000, dacă și numai dacă, AB ăsta e mai mic egal cu 30, mai mic egal cu 32, poate. De la 33 dădea peste 1000. Mai mic egal decât 32. Mai mic egal cu 31, 32, 32. 31 face 960 ceva. Mai mic egal decât 31, poftim, acum sunteți de-așa cu mine, da? Da. Deci AB la pătrat trebuie să fie, sau AB simplu, mai mic decât 31, pentru că la pătrat ne apropie de mine. Și la pătrat trebuie să fie mai mic decât 1000. Și a scris mai mic egal.
Deci mai mic strict decât 1000, da? Strict decât 1000. Perfect. Și atunci, de la observația asta, Daniela, de la observația asta, la care adăugăm că M, A, B, autorul ne cere A, B ăsta la pătrat să fie de tipul M, N, M, N, P, cu ideea că N egal cu M plus P, el ne dă chestia asta. Îndată noi facem observația de aici că AU are voie să aparțin mulțimii valorilor cărei mulțimi 1 și 2, pentru că trebuia să fie mai bine decât 3. Cu 30 nu ne, 31 nu ne dă calitatea asta cu mult plus plă. 30 nu ne dă. 29 și ne ducem la 29 și atunci înseamnă că numai 1 și 2 are voie să fie AU. Și atunci suntem în etapa în care prelucrăm pe asta. Și din astea două rezultă că AB la pătrat este egal cu 11 ori M, P. Vă amintiți că așa bine? 11 ori M, P. Și în clipa asta am pus în evidență că pătratul trebuie să fie multiplu de 11. Și asta se întâmplă dacă și numai dacă AB egal odată cu 11, AB egal cu 11, și altă variantă, AB să fie egal cu 22. Da? Daria. Deci când A egal cu 1, mă duce aici. Și când A egal cu 2, mă duce la partea asta. Și sunt singurele numere, ce mai vorbă? Uite cât de, cât de frumos am redactat, cât de clar este. Și parcă ești... Da? Deci, dar până să ajungem la asta, până se limpezească mintea noastră, a trebuit să tatonăm. Iar Daria, încă o dată spun, în fața unei ghiciți, nu simplu fapt că ai ghicit, ci după ce îi faci observația asta că au are voie numai 1 și 2, atunci ai scris așa pe mână P ca fiind 11 ori M P, da. Spui că AB e multiplu de 11 și atunci îți dai seama că neapărat AB să fie 11 sau fie 22, 33 poate să fie? AB 33? Nu poate să fie. Că depășește dincolo. Deci, iată, foarte simplu. Atât putea să redacta. Cine redacta așa simplu, foarte simplu, era într-o formă bună. Simpla ghicirii nu-ți vedea decât o parte de puncte. Aș mergi mai departe, te rog. Da. Trei. Asta a doua. Da? Trei. Te dau un știu. Ce zice? Da, mulțimile, dezvăciile. Da, să citești că eu vreau să mă familiezez și eu cu problema, să da. Trag de timp un pic. Se dau mulțimile. Da. A egal cu. A egal cu. Cu cine? X bar X. X? Bar. 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 X, X, bar, așa? Da. Nu. Nu, nu, nu. Deci la mare e egal cu toți acei și cu proprietatea. Ai bine, acum trebuie să-mi spui. Da. Deci e egal cu toți și cu proprietatea că X-ul se exprimă de forma 11A minus 3, unde A este un număr din el stea. Da, A din el stea. Ăsta este A mare. B mare egal cu toți acei Y cu proprietatea că Y-ii sunt de forma 103 103 minus 2P cu proprietatea că B-ul este număr din N. Nu din astea, N. Determinația intersecta cu B. A intersecta cu B. Trebuie să vedem ce număr poate fi B, ca să nu îl depășească pe 103.
Până aici pe un poate să fie 50, dacă vrei așa. Da, păi 100. Dacă pun 51, merge și 51. Deci de la 51 în sus nu mai pot să mă. Este o observație. Corect. El zice că beu mai mult de 51, nu poate să fie. Că 2 de la 51 fac 102. 102? Atât. Și mai am o chestie. Că X-ul din A este de forma 11 a lui și e multiplu de 11, că fiul ăsta e. 11 minus 3, n-aș putea să zic ceva deosebit. Nu prea te ajută. Da, mergem pe prima lui observație. Deci prima lui idee este că B-ul, din cauza că vede așa, deci cum Y egal 103 minus 2B, cu B natural, iar Y cu care trebuie să rezolte tot numărul natural, el observă că B, ca observație, rezultă că B mai mic egal decât cine a spus, decât 51. Da? Până la 51 se poate duce. Nu, zero. Și 51 vreau să fie. Nici 51. Și 51. Ba da, voi o pus egal. Și egal. Dar puteți să scrieți mai ușor mai mic fi strict decât 52. Puteam să scriu, dar și dacă am să zic mai mic egal, este aceeași poveste. Da, este aceeași poveste. Nu suntem de aici supărați. Am scris același lucru. Copii, îmi cere intersecția. A intersectat cu B. Deci problema mea este cine este intersecția? Înseamnă că există la fiile, nu? Ce punem în intersecție? În acele comune. Înseamnă că există egal cu ID și 11 a minus 3 este egal cu 103 minus 2B. Deci trebuie să pun egalitatea. Adică X și D este desgăsesc dincolo. Deci A intersectat B diferite mulțime vidră. Adică are elemente. Dacă și numai dacă. X-ul e egal cu Y, adică găsim aceleași elemente de sus și... Adică spune că 11 a minus 3. Echivalent, poate spune 11 a minus 3. Este egal cu 103 minus 2B. Minus 2B, virgulă, despre A și B sunt numele naturale, așa știm noi. Și A este diferit de 0. Și A diferit de 0, corect. Dar nu spune că să aibă același număr de elemente. Dar nu mi-a spus. Păi da, de ce nu spune? Ne spune ca să nu fie diferit de zi. Dacă stau să de ce să mă gândesc? A poate să fie 1. A poate să fie 1. O spune 11 minus 3. Îmi dă bine. A poate să fie 2. A poate să fie până la un infinit. În afară de 0. Dar nu știu cât dă. Dar poți să dea elemente care nu sunt identice cu B. Da, elementele din B se află și în alea din A. Și nu contează. Dar dacă pune... Că se intersectează alea din B cu alea din A mult. Și ce? Nu e bine cum ați zis? Păi bine, e foarte bine. Eu vreau să vă spun că puteam să împreze și pe A foarte... și pe X foarte repede. Păi X nu putem găsi concret. Dar găsim o parte din la valori. Păi poate să fie un infinit număr. Foarte multe, dar fără zero. Fără zero, de acord. Dar, la urma urmei, să mă întorc înapoi problemă. Nu am să zic eu bine aici. Că vrem să găsim în intersecție și egalitatea asta. Hai să lucrăm egalitatea asta. Cu B, despre B ce ai spus tu mai devreme, că B mai mic decât mai mic egal decât 51. Sunt profesor. Da. Păi, cel mai mare număr al lui B ar fi 103. Nu? Din 103. Păi despre ea e ușor să-ți dai seama, pentru că e, deci, autorul ăsta a fost pradă și ne spune că e diferit de A. Da. Normal, puteai să spui că va părține din N, nu se mai pui, dar era mai ușor. Așa, până la 11 minus 3, încă bine. 22, 33, 34... Da, mă, dar nu știu dacă îl dă peste elementul de aici. El nu dă niște numere acolo, dar eu nu știu dacă sunt identice cu astea ca să-i pun în intersecție. Păi nu mă interesează să fie comune. Ce găsesc aici, găsesc dincolo. Alea comune mă interesează. Domnul profesor,
Asta e bine. Și dacă A e egal cu 10, X este egal cu 107. 107, da. Și dacă A e egal cu 9, X o să fie egal cu 96. 96. Și nu putem să spunem că A mai mic decât 10? Deci despre A trebuie să spunem mai mic ca 10, dacă cumva căutăm să fie egal cu astea de aici, da? Păi da, deci trebuie să fie exact mai mic ca 10, pentru că dacă ar fi mai mic sau egal, ar fi 107. Iată... 107 este mai mare decât 10. David. Iar vreau să spunem că noi nu putem să trecem, iar vreau să spunem că A un pas fie mai mare decât 10. Nu, trebuie să fie 10, trebuie să fie mai mic decât 10. La revedere, salut! Deci trebuie să fie A mai mic sau mai mic egal decât 9. Da. Încă observație cu tare, Vitri. Destul de tare. Deci dacă căutăm cumva să găsim elemente comune, să nu lăsăm pe A să alergi de nebun, că dacă îți duce peste 103... Pentru că nu mai e mai interesant ce se duce peste celălalt, n-are nicio treabă. Și atunci A îl oprește la 9. Da? Și fiind mai puține de la A, cred că putem scrie mulțimea A. Deci, are doar 9 elemente. A mai mic egal decât 9, da? Da. No. Mulțimea A totuși are mai 9 elemente, cred că am putea să le scrie. Deci nu așa de greu. Ia să ne vedem, mă! Da, deci, A mare, după observația făcută de Dacia, ar fi are. O să fie 11 minus 3, când vă desfie de 0. 11 minus 3, care face 8. 8, apoi. Apoi avem 22 minus 3, care fac 19. Da. Oare fac... Okay. Apoi avem 33 minus 3, care fac 30. 30, bun. 44 minus 3, 41. 41. 55 minus 3, 52. 52. Apoi 63. Și după aia vine 74. 74, 85 și 96. 96. Iar dacă mai caut încolo, degeaba caut că ăștia nu mai vor. Am încercat. Bun. Acum, duceți-mă mai departe. Păi cel mai mic element al lui A este 8. Cel mai mic element al lui B este 2. Ui, chiar 0. Ba nu. Ba da. A, da? 2 ori cât se fac 100 de elemente? Deci în B... Da, în B am iar și cu elemente. 2 ori cât se fac 100 de elemente? Dar nu trebuie poate să fac 103. Atunci poți să dea 0 cel mai mic element. Păi 103 minus 0 cât de? 103 minus 0, 203. Asta e cel mai mare. Caut pe cel mai mic. 1. 51. Ori 2 e 100. Ar fi 2 cel mai mic element. Aici sunt multe elemente. Păi da. Eu îl caut pe cel mai mare și cel mai mic. Pe cel mai mic 51. Cu B până la 51. Da, adică cel mai mare element o să fie 103, cel mai mic o să fie 2. Bun. Și ce te frământă pe tine să le găsim? Eu spun că ce găsim aici sunt multe, dar m-ar interesa să găsim comune. Adică se văd dacă găsesc 8 aici. Adică mă duce 103 minus 2, până dacă faci 8. Adică trebuie să facă 103 minus 8. 103 minus 2, bă, egal cu 8. Ia să vedem. Adică... 103 minus 2 egal cu 8? Cu semnul de la. Adică de aici ar însemna. Nu, da, pentru că 103 minus 8 ar da ultima cifră 5 și nu este posibil. E mare parte, da? Da. Adică de aici ar fi când tot. Dar 103 minus 2 face oare 19? Întreb și eu. E de partea și îți repara, 103 minus 19, e ca cu 2 vânt. Dă cu 4 la final și așa să dea. Adică 9 din 34. Ce îți face? 94. 84. 84. E ca cu 2 vânt? Da. Adică vânt e ca cu...